ce au tăiat aici drumul? Tras apă, canalizare? A, ăsta e drum nou. Că ăsta sigur nu. De 2 ani exploatare și l-o tehnic canalizare. Că pensat de am o tras pe tot, tot satul canalizare, mai asta au rămas. Sunt drumuri care pline de glod, nu s-au dus acolo să... Ei cred că oamenii nu se percep de ce e aici. Da, de ce? Poate că așa trăiește proiectantul care a făcut proiectul la canalizare și l-a făcut numai la 3 oameni. La dânsul, la lotul școlar, unde preotul are lotul. Dar la lot și ăla nu are nimeni și o construcție și o tras canalizație? Da, de acolo sunt. 3-3 și la fosta lider care la atelier care avea și mai multe mandate. Dar tu nu ziceau că conectează întâi instituțiile? În mod normal așa ar trebui și. Dar ei, după proiect, trebuie în realitate să pornească de la Vatra. Nu a făcut lucrul ăsta. Primarul la Vatra le spune, oameni buni, veniți să vă conectați. Cam pe... degeaba au canalizație dacă ea da. Nu duce nicăieri încă. Dar primarul de la Vatra le spune, oameni buni, veniți să vă conectați cât încă drumul. Ei nu a făcut, nu l-au auzit. O venit și o trase acă de aici. La... Era prioritate, că atunci erau la guvernare, pe urmă. Da. Deci proiectantul e tot din sat? Da, tot inginer sau ce? Și s-a făcut lui, el și bine crezut că el a să aibă. Mai departe nu interesează. O stricat drumul nou-nouț și drumul ăsta bă cărchit. Păi da, așa, ca pietrele le duci în fața primăriei ploaia, le aduci cadou la fiecare șuvoi. Și cât? Tot drumul ăsta în deal până la... Când el mai are nasul, mai umble pe la primărie, vrea să mai trimite și de lucru. Proiectantul. Proiectantul. Am înțeles proiect cu apa, cu... Care la... Care adioare spune viceprimarul. Conectarea la apeductul din Chișinău. Da, s-a greșit, s-a vrât. Am înțeles că tot el a făcut proiectul ăla. Și am uia încă mai îmblă de mână cu niște rudi care are în consiliu, îmblă cu să-l împingă să-i mai chișe. Dacă e bun, de ce să nu-l mai angajeze? Bun, da, e foarte bun. Și apa tot de la dânsul, care să facă proiectul la apă, tot de la dânsul de acasă să facă. N-a să facă de la grădiniță, de la școli, tot de la dânsul. Urât. Dar nu-ți fac licitații pentru astfel de lucrări, pentru astfel de proiecte? Se fac, dar și nu știu cum se fac licitații. Da? Se întruchează, se mimează. Da. Dar cine a pus asfalt aici? Cine a pus asfalt? Poate încă nu-i gata lucrarea. De când stai așa? Câteva luni. Și acum vara se poate de lucrat. În fața primăriei, când eu pus asfalt, am 2 ore pus asfalt și tot se las, nu s-o bătut pe lume. Făcut de mântuială. Da. Uf, uf, ca la țară, dar se cheamă că e capitală, e suburbie capitală. Nu, n-are nimeni și o responsabilitate așa să faci, dar nimeni nu verifică cum se faci și cum... Aha. Nimeni n-are treabă cu nică.